Încă 8 ambulanțe noi au ajuns în Moldova. Acestea sunt dotate cu tehnică medicală conform standardelor europene și dispun de echipament performant. Cele 8 ambulanțe fac parte dintr-un lot de 168 de unități, care costă în total 12 milioane de euro, bani împrumutați de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă menționează că doar în 2021 parcul de ambulanțe a fost înnoit cu 54 de autosanitare, care au fost deja repartizate în 9 raioane din țară.